pentru această rețetă o să am nevoie de foietaj fără drojdie, ardei dulce, am de culoare galbenă și oranj, dar voi desigur că puteți folosi de oricare doriți, roșii cherry, puțin făină, sare, un ou, pesto, parmezan sau orice tip de cașcaval doriți, ulei de măsline, sparanghel, zucchini sau desigur că puteți folosi dovlecel. Mai întâi de toate o să întind foietajul și o să-l tai în pătrățele mai mici. Pudrez masa de lucru cu puțină făină ca să nu se lipească aluatul. Îl întind puțin, apoi o să-i decupez pătrățele de 10 cm. Aranjez pătrățelele pe o tavă de copt tapetată cu foaie de copt. Marchez cu vârful cuțitului pe fiecare pătrat o margine de 1 cm. Înfing pe alocuri cu furculița în interiorul chenarului, această procedură o fac pentru a împiedica creșterea aluatului în timpul coacerii. Tai 2 cm de la marginea sparanghelului. Această margine este lemnoasă și nu este plăcută atunci când o mâncăm. O îndepărtez și tai sparanghelul în două, în așa fel încât să încapă în mijlocul chenarului. Tai dovlecelul cu bulețe mici, la fel tai și ardeii. Iar roșiile cherry le tai în jumătate. Transfer legumele pe un platou. Le condimentez cu sare, piper negru și ulei de măsline. Ung cu pesto interiorul chenarului și deasupra o să aranjez legumele. Aranjez legumele în interiorul fiecărui chenar. Ung marginile cu ou și răzuiesc deasupra cașcaval. La 180 de grade Celsius pentru 20-22 de minute sau până se rumenesc frumos. Mini tartele arată pur și simplu senzațional. Trebuie să aștept să se răcească, după care o să pot să le gust. A venit momentul cel mai important să gust. Nu vă pot reda ce miros au ele. Marginile sunt crocante, legumele sunt suculente și combinația de pesto cu legume și această margine crocantă este senzațională. Sper și vouă să vă placă această rețetă care o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!